Concursurile organizate în școli care presupuneau taxă de înscriere precum Kangurul, Euclid sau Smart au fost interzise de Ministerul Educației. Decizia a fost luată după ce asupra cadrelor didactice au început să apară acuzații că îi obligau pe elevi să se înscrie, iar părinții erau nevoiți să plătească o taxă între 10 și 30 de lei. Totuși, astfel de competiții vor putea fi organizate în afara unităților de învățământ, la cererea părinților sau a elevilor. Părinții vor fi nevoiți să se intereseze din timp unde vor avea loc astfel de competiții și să își înscrie copiii pe cont propriu. Concursurile vor putea fi organizate în școli private, centre educaționale sau universități. Competiții precum Kangurul sau Euclid erau organizate de 2-3 ori pe semestru în aproape toate școlile din România. Cadrele didactice erau plătite cu circa 3 lei pentru supravegherea fiecărui elev, iar profesorii care corectau lucrările primeau circa 5 lei pentru fiecare test. În școlile din România existau în total 15 competiții de acest fel.